Deci, bună ziua, sper să fie... Cei care nu sunt pe teren, de fapt, sper să fie acum la videoconferință. Vreau să țină foarte scurt, să vedem dacă avem probleme speciale și după aceea toată lumea se întoarcă la treabă. Vreau însă să spun câteva lucruri. În primul și primul rând, de ieri dimineață, știu foarte bine, în județele afectate, Gorjul, Vâlcea, Argeș, știu ce s-a intervenit. Vreau să mulțumesc tuturor celor care, de la ISU, pompieri, jandarmi, polițiști, autorități locale, pentru că și primarii, președinții de consilii județene, prefecții și-au făcut treaba. S-a lucrat și azi noapte, se lucrează și la această oră. Mulțumiri tuturor, felicitări. Celor de la Salvamont, să le mulțumesc că la Gorj au salvat oameni din mijlocul apelor. Însă mulțumirile vin și felicitările când se termină totul cu bine mâine. Vreau să spun că mă bucur că ați salvat foarte multe vieți omenești. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să le salvăm pe toate. Înțeleg că dincolo de un decedat confirmat sunt și 4 dispăruți și să dea Dumnezeu să-i găsim, dar nu știm în acest moment dacă putem avea vești bune sau nu. E mai puțin probabil, însă știu foarte bine câte sute și mii de oameni au fost salvați. Și ăsta e lucru cel mai important. Prioritatea absolută este salvarea oamenilor. După aceea, bunurilor lor. Am văzut cu ochii mei cât de greu e să-i convingi pe oameni să plece din casele lor. Și înțeleg, nu vrea nimeni să-și lase agonisala. Cred că jandarmii au procedat bine și corect și fără prea multă forță, dar cu forță de convingere și cel puțin unde am văzut eu, oamenii astăzi ne mulțumeau că ieri i-am scos de acolo din case. Dar asta e situația și vreau să fac un apel, să faceți un apel către toți cei care pot fi afectați, să înțeleagă că viața lor e mai importantă decât orice altceva din curte. Și vreau să vă cer și să-mi confirmați toți că și azi și mâine, în cele 3 județe, Gorjul, Vâlcea și Argeș, dar și în celelalte județe, și o să-l întreb pe domnul Sandu și pe cei de la hidrologie, înțeleg că, de asemenea, vigilența maximă trebuie să fie pe toată zona de sud, Telormanul, Oltu, Doljul, Mehedințiu, până în Cara Severin, și cei care sunt și ne privesc acum din aceste județe, chiar dacă încă n-au probleme, vreau să știe că s-ar putea să aibă probleme în seara asta și noaptea asta și să se pregătească din timp, să nu ia ceva prin surprindere. Bineînțeles, acțiunile principale sunt desfășurate de către Departamentul pentru Situații de Urgență, ISU-urile, ISJ-urile, nu? Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene, cu prefecții, toți președinții de consilii județene am vorbit și sunt pregătiți pentru asta. De asemenea, dintre membrii guvernului, toți cei prezenți aici am fost în teritoriu și o să plecăm înapoi dacă e nevoie de mai multă coordonare sau mai multă forță guvernamentală. Domnul vicepremier Oprea vreau să meargă din nou în Vâlcea pentru că acolo și Vaideeniu și celelalte chiar au fost situații cu totul și cu totul speciale și e nevoie de toate forțele ca să continuăm lucrările și să fim siguri că nu se mai întâmplă nimic rău. Domnul Dragnea, județele din sud, începând, bineînțeles, cu Telormanul, unde va fi din nou o noapte dificilă, dar Doljul, Mehedințiu, Oltu. Domnul ministru Dușa, o să vă rog să vedeți ce se întâmplă pe zona de vest și ce nevoie au acolo, la Cara Severin. Domnul ministru Constantin Argeșu, că ați fost deja și vă duceți din nou acolo. Mâine, în ședința de guvern, facem special, am amânat-o de azi, ca să vedem care sunt primele urgențe pentru cele 3 județe care deja s-au confruntat cu mari probleme. Gorjul, Vâlcea și Argeș, o să alocăm câte 12 milioane de lei pentru cheltuielile urgente. Adică să aibă la ISU, să aibă benzină, motorină, să aibă jandarmii, polițiștii, să puteți atunci când n-aveți tehnică destulă la apele române să apelați la firme private care au excavatoare, tot ceea ce ne trebuie, de să nu vă opriți din ceva că nu sunt bani. Mâine vă alocăm pentru aceste 3 județe. Dacă sunt în alte zone la fel necesități,
De aceea am ținut ședința de guvern pentru mâine după amiază, ca să putem să primim din timp. Vă rog pe toți președinții de consilii județene, primarii, șefii de la ISURile județene, să transmiteți la centru, să știm mâine exact cum vă trimitem rapid toate resursele financiare, ca să nu fie niciun fel de sincopă în acțiunile dumneavoastră. În rest, mulțumiri tuturor celor care au muncit ziua și noaptea, mulțumesc celor care, fără să aibă atribuții de serviciu, au intervenit și au sărit în apărarea oamenilor. Îi rog pe cei de la poliție, dacă prind ticăloși care profită de situația asta, să intre, să fure, să... Vă rog duritate maximă posibilă, pentru că mi se pare că e de 10 ori mai condamnabil să profiți de asemenea situație. Și am mai văzut că s-a mai întâmplat și ieri și azi. Și forța totală a poliției și a jandarmilor împotriva unor asemenea indivizi, puteți să o folosiți fără niciun fel de jenă.